istoria tinde să se repete, iar noi, românii, facem ce facem și tot în dictatură nimerim. După Nicolae și Elena Ceaușescu, trebuie să-i cântăm acum ode Cristinei Cioran. Stați numai să vedeți pe tovarășa dictator, e mai mântător de sexy. Salutați! Să trăiți, tovarășa dictator Cioran! Raportăm! Așa dictatură sexoasă? Da! Vrem! Oricum sunt țări care au dictatură și sunt 100% pro. Deci vorbim de Cuba, vorbim de China, n-am văzut pe nimeni să plângă pe acolo. Un pic de ordine și disciplină nu strică, nu? Da, bineînțeles, nu știi cum se spune ardel ca să-și facă treaba a doua oară? Pe unii conaționali, nici dacă iarzi cu fier înroșit nu mai rezolv nimic, dar merită încercat. Așa că i-am promis tovarășei dictator că înroșim noi fierul, numai să facă ordine și disciplină în țărișoara românească. E prea mult ce-mi ceri, e prea mult. În țara asta nu știu dacă se mai poate face ordine. Da, totuși, un dictator trebuie să impună niște măsuri dictatoriale, cum altfel? Dacă tot suntem în dictatură, make love, not war. O dictatură a sexului și a iubirii? Votat! Chiar dacă n-avem drept de vot, nu vrem să lăsăm a ne scăpa printre degete așa bucățică de tovarășă. Și dacă tot e vorba de iubire fără îngrădire, să legalizăm cu ocazia asta și prostituția. Păi dacă tot se întâmplă, de ce să nu fie pe curatele, pe spălatele? Pe bani la buget, pe impozite. Dar căsătorii de gay? A, bineînțeles, alea trebuie. Ce ochi larg deschiși te ține tovarășa dictator Cristina Cioran. Ce minte vizionară, ce caracter. Eu sunt născută, crescută în Constanța, unde ne-am fost norocoși. Noi am avut cât de cât acces la informație. Avea o colegă cu tăticul cu marinar. Păi avea video. Avea filme cu Van Damme, avea filme cu Jackie Chan. Clar. De la asta îi se trage. Van Damme și Jackie Chan nu, cumva și un soțior în planul tovarășei. Băi, sunt în perioadă de dating. Flori, întâlniri drăguțe, el se poartă frumos. Tu ești așa puțin timiduță și drăguță. Aia e cea mai frumoasă perioadă, după aia se strică tot. În afara ședinței foto, Cristina Cioran ne mărturisește totuși că nu-și dorește o carieră politică. S-a uitat cu atenție la Teo Trandafir sau la Florin Călinescu și... Să fie sănătoși, bravo lor! Că poți să mintă, cum mint toți deputanții, toți senatorii, toată clica asta politică. Păi dacă poți dormi liniștit noaptea că cineva lângă tine veghează sau pentru tine, înseamnă că ești un om... Mă, înseamnă că ești tare, mă!